Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi voi face predicții pentru săptămâna care urmează de mâine, săptămâna 19-25 august, cu monedele King, pentru a afla la ce ne putem aștepta în săptămâna următoare, ce evenimente pot fi și cum le putem depăși și cum ne putem depăși problemele, obstacolele sau cum le putem evita. Și vă invit să vă alegeți așadar una dintre aceste trei variante cu figurinele: buvnița de argint, ursulețul panda sau pisica neagră, gândindu-vă la săptămâna care urmează, la ce doriți să realizați, să rezolvați, ce așteptări aveți, ce dorințe doriți să vă împliniți. Puneți-vă chiar și o întrebare dacă doriți să aflați un răspuns precis, exact la ceva anume, și vom vedea ce răspuns vă dau monedele King. Da? Deci folosesc metoda I Ching pentru că este o metodă veche din înțelepciunea chinezească și ea vine la pachet nu numai cu previziuni la evenimentele la care ne putem aștepta, ci și cu sfaturi utile pentru a vedea cum am putea să le rezolvăm problemele care le avem sau să depășim obstacole sau să le evităm. Așadar, alegeți-vă varianta cu care rezonați, care vă inspiră, bazându-vă pe intuiție, concentrându-vă pe o problemă sau pe toată săptămâna la ce vă doriți să rezolvați în mod general. Rețineți că sunt predicții generale, deci nu sunt personale pentru cineva anume, nu sunt individuale, nu sunt adresate unei anume persoane, pe o anumită problemă. Da? Deci, cei care nu vă regăsiți în ele, încercați să ascultați și celelalte variante acestor predicții, pentru că e posibil să nu vă fi ales varianta în mod corect. De aceea chiar vă și sugerez să vă concentrați înainte bine pe varianta pe care o alegeți, în sensul că trebuie să vă liniștiți mai întâi mintea, gândurile, sufletul, da? Să puneți o întrebare foarte clară, precisă, și în general trebuie să vă gândiți că trebuie să fie o întrebare, o dorință pozitivă, în care să nu facă rău nimănui, deci care să nu fie cu gând de răzbunare, să aibă un caracter negativ, da? Pentru că la astfel de întrebări, la astfel de dorințe, divinația nu dă răspunsurile așteptate, le pot da foarte contradictoriu, iar dacă sunteți într-o stare confuzională sau într-o stare de, să zic așa, de foarte prea multe gânduri în același timp și vă puneți o dorință care nu este foarte nici foarte clar exprimată, la fel vă poate da un răspuns destul de imprecis, ca să spun așa. Și fiind predicții generale, este destul de posibil să nu vă puteți regăsi chiar 100%, este chiar imposibil nefiind o știință exactă, deci rețineți, nu este matematică totuși, da? Divinația este o știință bazată doar pe intuiție și pe experiență, da? Experiență și intuiție, ca să spun așa, pe logică, pe experiență, pe foarte multe cunoștințe, a înțelegerea lucrurilor, a universului, ca să spun așa, cum funcționează alegerile legilor universului și al naturii, da, sunt mai multe, un cumul de mai mulți factori care ajută la divinație, pentru cei care se ocupă cu divinația. Pe cei care se ocupă cu divinația. Așadar, voi face pentru început predicția pentru cei care și-au ales varianta buvniței de argint. Deci gândiți-vă la săptămâna care urmează, 9-25 iulie, și să vedem la ce ne putem aștepta în această săptămână. Da? Deci voi face 6 aruncări cu monedele și voi construi o diagramă și în funcție de diagramă vom vedea la ce ne putem aștepta în săptămâna următoare pentru cei care și-au ales varianta buvniței de argint. Deci pentru prima variantă, buvnița de argint. Să vedem care va fi diagrama. La voi se grăbește ceva, o problemă, să știți, se grăbește o problemă, să o rezolva sau să iasă din context. Asta mi-a sărit o monedă. Thank you.
La voi, cei care v-ați ales varianta bufniței de argint, v-a ieșit o diagramă care vorbește că este fundamental ca în această săptămână care urmează, săptămâna 19-25 iulie, să fiți discreți, da? Fie în relațiile interpersonale, cu persoana iubită, cu prietenii, cu amicii, cu familia, da? De să fiți discreți în orice fel de raport veți avea în această săptămână, pentru că altfel aveți riscul să aveți pierderi, să aveți nereușite, da? Deci nu riscați să pierdeți o relație cu cineva făcând publice anumite discuții cu acea persoană, spre exemplu, sau acea relație pe care o aveți. Da, deci aveți nevoie în săptămâna care urmează, cei care v-ați ales varianta bufniței de argint, de mai multă prudență în acțiunile voastre, pentru că în ceea ce vă doriți să faceți. Da? Este foarte posibil că nu acționați corect într-un fel sau altul, nu sunteți corecți, nu faceți lucrurile în mod corect, da? Nu trebuie să profitați de avantajele care vi se oferă. Deci nu profitați de cei care sunt buni cu voi, care sunt generoși cu voi, care vă vin cu sfaturi, care vă dau o mână de ajutor sau de situația, de vulnerabilitatea cuiva, poate, da? De cineva care se află într-o situație dificilă și voi să încercați să profitați de pe urma acestei persoane, da, încercând să extrageți un beneficiu. Deci încercați să, în această săptămână, abțineți-vă, da? Abțineți-vă și abțineți-vă, pentru că se poate întoarce împotriva voastră toate acțiunile acestea, da? Nu vă lăsați ghidați de instincte, da? Deci încercați să vă temperați, că se pare că instinctele voastre nu sunt cele mai potrivite. Aveți niște instincte pornite poate pe rău, spre exemplu. Deci nu puneți paie pe foc, da? Deci nu încercați să vă faceți cunoscute părerile, poate, sau să vă faceți cunoscute opiniile, da? Dacă nu sunteți persoane pozitive și persoane pe care gândiți spre binele tuturor, da? Deci nu sunteți niște persoane de bine, ca să spun așa, da? Încercați să fiți mai coerenți, mai coerenți, mai corecți și față de relația cu persoana iubită. Deci analizați-vă până în fundul sufletului vostru interesele. Ce interes aveți voi față de acea persoană, da? Pentru că este posibil să aveți un raport solid doar dacă sunteți sinceri și corecți, da? Deci altfel, e posibil să aveți și niște momente dificile în raportul cu cealaltă persoană iubită, da? Dar deci trebuie să fiți discreți în relația cu această persoană, să încercați vă comportați cu discreție în public față de această persoană, da? Deci să nu-i răniți sentimente și așa mai departe, da? Cu serviciul. Este bine să nu vă spuneți planurile. Deci la servici, cu banii, cu ceea ce faceți voi în această săptămână, nu vă faceți cunoscute planurile. Deci v-am spus de la început că imaginea generală a acestei diagrame este aceea de discreție. Vi se cere discreție. Discreție în relație, discreție la muncă, discreție cu ce faceți, cu gândurile voastre. Deci nu le faceți cunoscute. Fiți mai reținuți, mai tăcuți, nu vă bazați pe instincte, pentru că nu le aveți pe cele mai potrivite, da? Cu sănătatea trebuie să evitați și aici excesele, pentru că vă fac rău. Să trebuie să sfatul practic acestei săptămâni, sfatul diagramei, sfatul Yin pentru voi, care v-ați ales varianta bufniței, este să evitați orice decizie pe neașteptată care este făcută cu pasiune. Deci nu vă bazați pe instincte, v-am spus, da? Deci nu vă vine pe moment o idee, gata, mă arunc. Deci nu faceți lucruri. Întâi analizați, stați, judecați, fiți înțelepți, da? Fiți discreți, nu vă aruncați cu tot felul de
vorbe înainte de a face, de a vedea lucrurile cum sunt cu adevărat sau nu încercați să vă faceți, v-am spus, cunoscute planurile pentru că s-ar putea să vă fie răsturnate. Mai există și o vorbă, fă-ți cunoscute dorințele lui Dumnezeu și că, dacă vrei să râdă de tine, știi, cam așa ceva și cu... Deci în săptămâna aceasta nu este recomandat să vă faceți cunoscute dorințele altora pentru că e foarte posibil să vă treziți fără suport, fără ajutor sau să vi se pună piedici. Puteți avea și succese, dar făcute cu pași mărunți, ca să zic așa, și moderați, ponderați, da? Deci cu discreție, da? Pentru că acestea vă vor aduce marile satisfacții, tot ce e făcut cu înțelepciune. Da? E foarte posibil să fiți mai neliniștiți în această săptămână și atunci acest lucru vă poate crea probleme. Deci nu are sens să fiți neliniștiți pentru că nu aveți de ce să vă faceți probleme. Totul va merge cum trebuie dacă vă stați în banca voastră, ca să spun așa. Este foarte posibil să vă întâlniți și cu o situație în care să fie la pusă la îndoială, să zic așa, demnitatea, să vă fie pusă la încercare demnitatea, spre exemplu, da? Va trebui să vă depășiți cu capul sus, să zic, niște probleme, da? Deci trebuie să încercați să înfruntați dificultățile cu capul sus și cu demnitate, da? Deci nu încercați să vă umiliți, nu încercați să faceți compromisuri care să vă... să vă taie din demnitate, pentru că va fi destul de amăruie, ca să zic așa, pe această pastilă. Da? Înainte de a lua niște decizii, trebuie să studiați bine toate posibilitățile, toate situațiile, da? Să vă mișcați cu grijă, să faceți lucrurile cu multă înțelepciune și grijă. Da? Trebuie să vă încercați să vă adaptați la niște situații, să nu aveți pretenții prea mari și trebuie să vă comportați mereu cât mai corect posibil, da? Pentru că în felul acesta va ajunge la voi succesul. Deci cu cât veți fi mai corect, cu atât veți avea mai mult succes. Deci săptămâna care urmează nu veți avea succes dacă veți face lucrurile incorrect, dacă veți fi falși, mincinoși, dacă veți încerca să profitați de alții, da? Și așa, de niște situații și așa mai departe. Nu încercați să speculați momentul pentru că nu funcționează. Vor fi și în momentele critice, sfatul acestei diagrame este să vă retrageți, pentru că chiar dacă doar în aparență lucrurile funcționează bine, în realitate lucrurile nu funcționează deloc bine. Da? Deci dacă sunteți provocați, dacă sunt situații conflictuale, dacă e ceva care nu funcționează, mai bine stați pe loc, dați-vă la o parte, nu insistați, nu mergeți cu cap, nu vă aruncați cu capul înainte, pentru că v-am spus, chiar dacă vi se pare că totul e ok și că nimeni nu își dă seama și că nu o să se întâmple nimic și nu o să fiți descoperiți, lucrul ăsta exact pe dos. Da? O să se întâmple niște lucruri pe care nu o să vă placă. Da? Deci cam asta e pentru cei care și-au ales varianta ursulețului, varianta bucliței de argint. Să vedem și pentru cei care și-au ales varianta ursulețului panda. La ce se pot aștepta ei, care este diagrama lor. Deci, numit King-ul, ce prezintă pentru cei care și-au ales ursulețul panda pentru săptămâna 19-25 august. Voi o să vă loviți de un obstacol, dar nu cine știe cât de tare, pentru că... sau vă loviți de un zid, ca să zic așa, într-o situație. E posibil și acest lucru. Dar nu pare că vă afectează, pentru că... era deja deja lucrurile se văd, se știu, se cunosc, nu mai poate să mai aibă prea multă... Da, pentru, deci, varianta ursulețului panda, în săptămâna care urmează, diagrama vorbește despre faptul că veți avea o perioadă destul de solidă, ca să zic așa, o perioadă în care puteți conta pe ajutorul altora, da? Adică în ceea ce aveți de făcut este bine să
să apelați la ajutorul altora, pentru că împreună cu alții reușiți să duceți la capăt ceea ce vă propuneți. Da? Deci aveți nevoie, unde-ți doi puterea crește, cum să spune. Și cine dorește să câștige, trebuie să se unească, să se lucreze în colaborare cu alții. Este foarte posibil să fiți puși chiar și șef de grup, să zic așa, deci să ajungeți să conduceți un anumit grup, o anumită asociație, nu știu, partid și așa mai departe. Dacă sunteți un șef, aveți cu atât mai mult veți avea reușită, da? Deci, dar că nu, dacă în schimb nu sunteți un șef, trebuie să vă grăbiți, da, să faceți lucrurile, pentru că atunci, dacă aveți întârzieri și nu faceți ceea ce trebuie, da, deci dacă sunteți șef, poate vă puteți permite, nu știu, să întârziați, să mai faceți și câte o eroare, da? Dar dacă sunteți un simplu angajat, spre exemplu, lucrurile nu mai funcționează la fel, da? Pentru că atunci sunt cu alții cu ochii pe voi, există o anumită concurență, există o anumită întârziere sau orice întârziere pentru voi, trebuie să vă grăbiți, da? Să faceți și voi ceva, pentru că nu o să mai aveți timpul necesar, ca să zic așa, să duceți la capăt ceea ce v-ați propus. Acesta este sfatul săptămânii, să vă uniți cu alții pentru a putea să fiți cât mai eficienți. E posibil să trăiți în această săptămână o situație în care solidaritatea să-și facă simțită prezența și să vă ajute pe voi și pe alții, da, într-o situație. Practic este nevoie de o astfel de solidaritate. În această săptămână, posibil, situația la nivel de grup, de societate, spre exemplu, să indice nevoia de a fi solidaritate, de a fi solidar cu un crez, cu o situație, cu un ideal, da? Să vă solidarizați într-un proiect comun. Da? Deci aceasta este imaginea pe care o creează diagrama celor de la ursulețul Panda. Dacă, în schimb, dacă vreți să intrați într-un grup deja format, în care oamenii deja se cunosc foarte bine între ei acolo, este destul de greu să mai intri tu cu pretențiile tale în acel grup ulterior, da? Deci încercați să o luați de la bun început să intrați, pentru că mai târziu intrarea va fi foarte dificilă. Deci nu vi se mai permite oricum, nu oricui să intre în acest grup, da? Este momentul pentru servicii, este în dragoste pentru cei care au o relație. Nu încercați să comandați în dragoste, da? Deci dacă încercați sau dacă vreți să aveți o relație, nu încercați să fiți voi liderul, să conduceți voi, pentru că nu aveți șanse. Cu munca este moment favorabil pentru a vă asocia, da, cu cineva, pentru a face o asociere într-o afacere, poate, sau să lucrați în grup. Deci doar în acest fel sunt lucrurile favorizate, da? Deci lucrând în grup sau într-un grup mai mare, spre exemplu, într-o firmă mai mare, da, acolo unde există o solidaritate de grup, da, unde există o colaborare bună, strânsă. Cu sănătatea, dacă sunteți într-o cură de medicamente, de un tratament sau ceva, veți avea un rezultat pozitiv. Dacă vă simțiți rău, în schimb, este bine să vă duceți să faceți un tratament. Da? Nu este ceva grav, dar este bine să fiți atenți, să nu riscați. Da? Iar dacă nu încercați, sfatul practic acestei săptămâni pentru cei care și-au ales ursulețul Panda este, dacă nu reușiți să înaintați singur, încercați colaborarea cu cineva. Mai vreau să mai spun această diagramă că o fiecare relație trebuie să fie sinceră și leală, da? Să fie cu fidelitate, să fie această caracteristică, să fie predominantă, da? Fidelitatea într-o relație și sinceritatea. Nu servesc, vorbele nu au prea multă importanță, ci au sentimentele au foarte multă importanță într-o relație, da? Nu încercați să faceți pe să fiți să ieșiți prea mult în evidență, da? Este foarte important în această săptămână să nu faceți prietenii cu persoane dubioase.
cu persoane greșite, cu persoane de slabă calitate, ca să zic așa. Deci nu încercați să intrați în astfel de grupuri, nu încercați să faceți prietenii, dimpotrivă, vi se cere chiar să ieșiți din astfel de grupuri de prietenii, pentru că este mai bine pentru voi. Trebuie să fiți mai sinceri, mai deschiși, dacă aveți o relație cu cineva, să vă puneți la vedere acea relație, să nu mai țineți ascunsă, pentru că sinceritatea sentimentelor vă aduce reușită, altfel nu. Norocul va fi doar pentru cei care sunt spontani. Da? Deci cei care sunt spontani în discuții, în vorbe, în sentimente, în ceea ce fac, în munca lor, dacă au spontanitate, atunci ei au mai mult succes. Da? Este foarte posibil să pierdeți niște ocazii, să vă demonstrați poate solidaritatea sau atașamentul. Și acesta este o eroare pe care o veți plăti. Deci dacă nu vă veți demonstra în această săptămână fidelitatea, sinceritatea, să zic așa, solidaritatea, lealitatea față de grupul de care aparține sau față de persoana iubită sau față de o situație sau alta cu care vă confruntați, și după care este foarte posibil ca apoi să plătiți, să vă supărați, să vă aducă probleme faptul acesta, pentru că nu ați fost sincer, da? Nu v-ați comportat corect. Cam asta este și pentru cei care și-au ales ursulețul panda. Haideți să vedem și pentru cei de la pisica neagră la ce se pot aștepta. Cum va fi săptămâna 19-25 august pentru cei care și-au ales pisica neagră, da? Vedem ce le aduce săptămâna următoare celor de la pisica neagră. Și vouă, ca și de la cei de la prima variantă, de la varianta bufniței, va ieși practic aceeași imagine, aceeași diagramă, diagrama care vorbește despre faptul că trebuie să fiți discreți, să fiți discreți în tot ceea ce faceți, în orice raport aveți cu oricine, în orice situație, da? Să nu vă lăudați, să nu ieșiți în evidență, pentru că aveți riscuri de pierdere. Aveți riscul să intrați în probleme, deci vi se cere foarte multă prudență în acțiunile voastre. Este practic consiliul acestui diagram este să fiți cât mai discreți posibil, da? Pentru că nu aveți voi pâinea și cuțitul în mână, ca să zic așa, în această săptămână. Nu sunteți voi șefi, nu comandați voi, nu sunteți voi cei care decideți. Da? Deci nu aveți voi acest drept să decideți, nu sunteți voi în măsura să faceți ordine într-o anumită situație. Deci vi se cere să fiți voi prudenți, da? Să nu profitați de avantaje, să nu profitați de situații sau de persoane, pentru că se întoarce totul împotriva voastră. Deci încercați în această săptămână să stați cât mai departe de situațiile de acest fel, pentru că nu vă lăsați mânați de instincte, de moment. Da? Deci nu încercați să faceți, acționați cu unei idei de moment, fără să aveți și mai ales într-un sens care să afecteze viața cuiva sau, mă rog, să lezeze într-un fel sau alt demnitatea cuiva, libertatea cuiva și așa mai departe. Deci nu încercați să încălcați legile, nu încercați să luați decizii riscante, nu vă puneți, nu puneți paie pe foc, nu vă faceți cunoscute intențiile în mod așa
gen, intențiile sunt negative, în sensul că, indiferent cine ce zice, eu pot să fac ce vreau eu, sunt de capul meu sau ceva de genul ăsta, da? Deci nu încercați, pentru că nu funcționează în această săptămână. Pentru anumite proiecte la care lucrați, la servici, spre exemplu, e bine să țineți pentru voi anumite lucruri, să nu le spuneți deocamdată, deci trebuie să munciți puțin pe ascuns, nu mai faceți lucruri la vedere, pentru că s-ar putea să nu vă fie un avantaj. Evitați excesele pentru sănătate. Iar în dragoste, v-am spus, e posibil în dragoste să traversați niște momente mai dificile, chiar dacă, chiar și în cele mai solide raporturi, da? Deci nu vă bazați că, vai de mine, eu sunt căsătorit de 20 de ani cu persoana asta și pot să fac ce vreau. Că nu cred că o să fie așa, o să traversați niște momente dificile. Deci fiți atenți, fiți discreți, fiți, comportați-vă cu înțelepciune și cu prudență în orice situație și cu orice persoană, cu orice relație, cu oricine interacționați în această săptămână, fie că este o persoană apropiată, fie că este mai puțin apropiată. Deci evitați excesele și iar le evitați. Succesele, marele succese se fac cu pași mici, da? Deci nu dintr-o dată, nu încercați să dați lovitura, pentru că nu funcționează, altfel veți avea probleme. Încercați să nu vă mai fiți neliniștiți, încercați să nu mai fiți agitați, da? Și nici să agitați pe alții. Pentru că în acest fel puteți să aveți și voi probleme și nu aveți de ce să fiți agitați până la urmă. Este foarte posibil să aveți un moment neplăcut în această săptămână care să pună la să zic așa, la limită demnitatea voastră, să depășiți cu dificultate, să zic așa, o problemă ce ține de demnitatea personală umană. Înainte de a lua niște decizii, trebuie să studiați foarte bine situațiile în care vă aflați și consecințele. Trebuie să vă mișcați cu multă grijă și să faceți lucrurile cu multă înțelepciune și grijă. Trebuie să învățați sau să știți să vă adaptați la niște situații, deci nu trebuie să aveți pretenții și trebuie să vă comportați foarte, foarte corect în această săptămână, pentru că în acest fel va ajunge, în această săptămână veți obține succesul. Deci dacă veți vă comportați cu înțelepciune, fără prea multe pretenții, și în mod corect și vă adaptați la niște situații care sunt, veți obține succesul. Există niște momente critice, dar în momentele critice este bine să vă retrageți, să nu intrați în conflicte cu nimeni, să nu vă faceți cunoscute intențiile, planurile, să nu amenințați eventual, da? Să nu vă lăsați provocați, să nu intrați în certuri și discuție, pentru că doar pentru că poate chiar în poate că aparent lucrurile par ok, dar ele nu sunt. Nu sunt chiar așa de ok, da? Deci poate să vă aducă niște momente critice, într-o situație de critică, de conflicte, de probleme. Cam asta este tot și pentru cei care și-au ales varianta pisicii negre. Deci cei de la varianta pisicii negre, ca și cei de la ursulețul panda, au pe ansamblu cam aceleași lucruri în această săptămână. De altfel și la ursulețul panda, mai mult sau mai puțin, lucrurile stau cam la fel. Deci este o vibrație generală, așa, care cuprinde mai multe tipologii, să zic așa, de personalitate, deci, și de caractere. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube. Sper că v-au plăcut aceste predicții, că vă regăsiți în ele și că vă împlinesc așteptările și că veți reușiți să depășiți cu bine orice problemă s-ar ivi în săptămâna următoare, mai ales acum că ați văzut și cum puteți să le depășiți și la ce vă puteți aștepta în săptămâna care urmează. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi pe canalul meu de YouTube și dacă nu v-ați abonat încă pe acest canal, vă invit să o faceți. Găsiți și butonul pentru clopoțelul pentru a-l folosi pentru a primi la timp notificările cu noile predicții care le fac în premieră și pe acest canal. Și vă doresc în continuare o după-amiază plăcută și o săptămână nouă excelentă din toate punctele de vedere. La revedere!